Dacă vreți să vă puneți mintea la încercare, rămâneți la jocul cuvintelor. Bună seara, bine ați venit! Am invitați care își pun mintea la încercare pentru bani. Dați-mi voie să vi prezint. Salut, Ștefane! Dar nu doar pentru bani, nu? Bine v-am găsit! Bine, bine te-am găsit, Ștefanic! Ce faci, puștule? Doamne ajută! Expresia era tânăr și neliniștit. La mine și la vârsta a doua, dar tot neliniștit. Asta cu vârsta a doua nu știu prea bine, că la noi o zic mereu, e doar creierul, nu da, altceva. Păi să nu zic pe a treia, că a treia... Doamna Beatrice, câți ani aveți, domnișoară, estimabilă? Beatrice, 21. 21! Câți ani, Ștefane? 70. 70. E o cifră, e un număr. Așa, bravo, trece. Să rămână Alexandra, bună. Bun venit la noi. Bună. Ce face la... Bine, mulțumesc. De unde vii? Originele din Toplița. Toplița, frumoasă zonă. Și vin din Argeș, din Pitești. Excelent. Salut, Ionuț. Salutare. 20 și cât? 27. 27? Da. Unul singur câștigă. Ela, Alexandra, unul singur, da? Beatrice, Ștefan. Un singur concurent ia banii, pleacă cu ei acasă, la care are mintea cea mai... Pam, 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 pam. Alexandra, vrei să începem? Da. Hai, Alexandra, te văd așa, cea mai liniștită. Bun venit, să rămână. Ce faci, Alexandra? Foarte bine, mă bucur că m-am la tine. Și eu mă bucur, cu drag. Suntem fani infocați, inclusiv fetița mea. Da, câți ani? Datorită căruia am ajuns aici. Câți ani are, amică? Are 9 anișori. Wow, ce tare, bravo. Cu ce te ocupi, ce faci? Lucrez în bancă. Sunt un specialist pe partea de suport, deci este omul care face de toate. La bănci? Da. Sucursale din alea? Nu, sunt în head office. La centrale, în centrale, cum ar veni? Exact, am auzit că încet, încet închide ăștia sucursalele de bănci, așa-i? Să sperăm că nu. Deși, având în vedere ultimele modificări și schimbarea, trecând totul în online, aha, cu siguranță o să se mai diminueze numărul. De... Bun, și oamenii săraci, angajații, că sunt mulți. Unde mergi cu bicicleta, cu, pe jos, vezi câte vezi o bancă câte undeva. Bancă, farmacii bănci, farmacii bănci. Probabil că se va mări numărul de salariați în cadrul centralelor, am pentru că înțeles, va fi nevoie de suport. Auzi, dar ce ai terminat? Științe economice? Am terminat administrație publică și drept, însă viața m-a dus pe partea bancară, ca să spun așa. SNSPA-ul ăla, exact. Ăla l-ai terminat? SNSPA. Păi și cum de... Așa a fost să fie. Am cochetat un pic cu administrația publică, chiar la Institutul Național de Administrație, nu însă drumul m-a dus spre bancă și nu m-a deranjat. Adică este o meserie pe care aș face oricând. Știți cum e cu bancherii. Uite aici, 4 minute, noi suntem bancherii. Alexandra, 4 minute la noi, fiecare literă, stai să ne întrebă Ștefan. Cât e litera, Ștefane? Doar 100 de lei. Ia uite. Doar 100. 100 de lei litera. Încep. 4 minute. În 4 minute să vedem câți bani adorm. Alexandra, știi pungile în care strângi resturile menajere? Saci. Uite eu cum a luat într-o secundă 400 de lei. Ăsta e drumul, ca să înțelegeți, Beatrice, Ela. Dar să țineți ritmul ăsta până la capătul celor 4 minute. Hai, bun. Bravo, Alexandra. Cât ai zis? 9 ani, amică? 9 ani. Cu cum o cheamă? Miruna, și face gimnastică ritmică de la vârsta de 4 ani. Miruna! Exerciții practice ale Mirunei pentru acasă. Litera? Taci, măi, Ștefane, uite. Teme. Ai, ai, ai. Mă duceam în zona aceasta de gimnastică, de sport, mil de cum. Teme, l-ai prins cuvântul, Ștefa. Puteți să-l rugați să vă șoptească, că da, e dispus. Puteți să ne șoptiți, deci, vă rugăm. Ștefane, tu le dai bani, de ce? Le dai bani. Nu, nu. 500 de lei. Ai 700 în clipa asta, Alexandra. Ăsta e un adjectiv, știi, arată starea un care se simte foarte rece, care are violența viscolului. Literă? E într-un fel, e vântul ăla rece care literă? Bate, se simte puternic. Zici că e un vânt... Apăsat. Apăsat. Apă cum? Greșit. Simte extrem de rece, așa, e geros, e... Abric. Oh, bravo! Bravo! Bun, ăsta nu era ușor. L-ai prins, Ela? Da. Da? La... Ionuț, nu. Nu era ușor. Era ușor, nu. Nu era abric, era... Bun, aspru, așa, nemilos, da, abric. 1000 de lei în 20 de secunde. Alexandra. Mici fragmente neplăcute de pe țesătură. Scame.
Luca Mec. I-am arătat, adică. Te-ai prins că ți-am... Da, 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 da. Scame. De câte vreme ești căsătorită, Alexandra? De 12 ani. Ce face domnul? Tot lucrează, la bancă? Nu, nu. La stat. N-are treabă cu banca, nu, nu e? Nu. Îți dau un așa, un cuvânt mai masculin, așa, mai bărbătesc, o unealtă. Da. Nu neapărat, nu mai, acum nu mai știi ce-i bărbătesc, ce-i fi, nu mă, lasă așa, lasă. Ștefane, taci, ce, nu... Da, Ștefane, acum să taci, da? Pune și tu, așa, bun. Ascultă-mă, Alexandra, pentru 600 de lei. E mașina unealtă cu ajutorul căreia se execută operația de rotunjire, de filetare. Am zis eu că e un pic mai bărbătească, așa. Literă? Da, lucrează și femeile la mașina asta. Literă? Piesele de metal. Și lemnul, dar metal mai ales. Taci, mă, ești, literă? Nu ți-am zis să te... Și lemnul, dar metalul. Nici Beatrice, și ea e încurcată. Să știi că nu-i greu, mai ai 3 litere de pus, 300 literă? De lei. Diferite operații de așchiere face. Operațiile de așchiere. Zic bine, nu, Ștefane? Da, și... Strung. Uite, mă, strungul. Uite, din păcate, strung. Mai rău la partea ta. Uite, strungul. Mai sunt câteva mai prin sunt, țara da. Asta și vreo 2-3. Da. Fii atent, Alexandra. Dacă știi primul cuvânt din definiție, ai luat 600 de lei. Ăsta e secretul. Eu îți zic de la început. Deci secretul e primul cuvânt. Primul cuvânt e primate. Da. Cu locuri de muncă, rate la bancă, că tu lucrezi în bancă, aspirații în viață. Literă? Doamna bancheră. Literă? Deci primate. Ce-s primatele? Uite-l, mă, Ștefan, l-a prins. Primate. Știi ce-s primatele? Literă? Primatele. E un ordin al mamiferelor, primatele. Uite-l, literă? Și noi. Amendă. Nu. Cum? Amendă. Primatele. Primate. Alexandra. Nu. Alexandra. Ștefan a și arătat, dar nu mai arătat gestul că sunt primatele. Primate. Auzi, indivizi cu sentimente și nevoi care oameni. Au... Oameni. Emoțiile spun cuvântul. Oameni, Alexandra. Da. Oameni. Corect. Primate. Oameni. Avem 1900 de lei în clipa asta. Experiențe pentru 700 de lei. Experiențe care și-au lăsat adânca amprenta în istorie. Literă. Ai una. Evenimentele alea deosebite în viața cuiva. Literă. Zici, cum zice într-un fel, la ocazii speciale. Când te-ai căsătorit, v-ați căsătorit. Acum cât ai? 12 ani. Eveniment, zis, când m-am căsătorit. Bun. 12 ani. Memorabile. Literă. Momente. Memorabile momente. Momente. Memorabile momente. Aproape că ți-ai zis o da, exact. Din păcate intervine emoția și e... Uf, bun. Vezi că după aia vin alea grele, 8, 9, 10 și poți să te duci la bani mulți. Dar tu să-ți păstrezi calmul, ești încăpățânată de felul da. Tău, așa-i? Da, cum da? Ți-ai dat seama. Am văzut că ești foarte supărată când ratezi de-astea. Foarte mamă, încăpățânată. Oameni, zău? Păstrează-ți încăpățânarea asta, Alexandra. Verb la infinitiv. A se mișca alternativ. Secretul e din nou la alternativul ăsta. Mm-hmm. Într-o parte literă. Și în alta. Literă. A atârna, a se mișca într-un ritm constant, Alexandra. Literă. Uite-i că toți în jur dau din cap, toți în jur dau din cap că știu. Literă. Tot zic, ai, 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 uite-l și pe Ștefan. Literă. Ce face. Ia uite-l și pe Ștefan. Ce faci, mă, Ștefan? Pendula. Uite. A se pendula. Nu, da, a nu ăsta e. Emoții. Știi cum stătea așa Ștefan? Făcea, nu? Ștefan. Păcat că nu l-am văzut. Pendula de pe... Pentru 800 de lei. Spații de joacă, Alexandra. Sau spații pentru activități sportive. 800 de lei îți dau dacă e cuvântul ăsta. 800 de lei dacă îl prinzi. Literă. Dai o literă, 700 de lei acum. Niște spații literă. Special amenajate. Da. Fii atent. Unde se pot practica, te miri, ce sporturi, de exemplu? Literă. Basket, de exemplu. Terenuri. Terenuri de basket.
Mă gândeam la stadion, dar nu avea loc. Știi ce? Se duce timpul. Timpul. Am văzut. Că tu stai mult, gândești... Da. 3.000 de lei. Avem în clipa asta. Știi că se pot duce și jos banii. Da. O să-i pierzi. Corect. Dacă ratezi cuvântul. Mai am 5 cuvinte pentru tine, Alexandra, într-un minut și 14 secunde. Pentru 800 de lei, tot pentru 800 de lei. Care se face în ritm alert, în ritm sporit. Literă. Literă. Cu multă concentrare, cu multă eficiență. Literă. Dacă vrei. Cu concentrare, da, cu eficiență. Uite, cu literă. Eficiență se face. Literă. Aș putea zice că se face la foc continuu. Intensiv. Intensiv. Puteam și mai puțin. Puteam, mai puțin. Și ai și tu încăpățânată, da. Fiind eram convins că e mai mult. Ai luat 300 de lei din cuvânt. Da. Și cât valora? 800. 800. Am pierdut 500. 500 de lei. Avem 3300 acum. 2 din 9, 2 din 10. Faci cumpărături? Da. Faci, că doar... Categoric. Nu? Bun, perfect. Ai o fetiță, domnul Sobun, ești gospodină. Raion al unui supermarket în care se găsesc produse din carne. Literă. Măcelărie. Ai, măi, Alexandru. Am vrut să fiu sigură, să nu greșesc. Ai, măi, Alexandru. Încăpățânarea din mine. Am vrut totuși să încerc să nu greșesc, să fiu sigură. Carnea unde? Nu-i corect, la măcelărie. La măcelărie. Întotdeauna. Ăsta nu e la fel de ușor ca măcelăria. Dar ai luat 800 de lei, Adinea, ori din măcelărie. Da. Supra-solicitare, Alexandra. Oboseala musculară. 900 literă. De lei e cuvântul ăsta. Literă. 800, 700, fie. Literă. Las-o așa, las-o. Nu te... Ah, de ce te grăbești? Unde te grăbești? Solicitare, oboseală musculară. Durere, 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 inflamația aia. Amica ta, ai zis de câte vreme face gimnastică? De aproape 5 ani. Du-te, n-ai cum să nu știi cuvântul. Ai o fetiță care întindere. Face... Întindere. Întindere. Îmi venea, dar nu puteam să-l exprim. Întindere. Da. 4.700 de lei. Auzi? Da. 30 de secunde. Și mai am două cuvinte? Două, da. Super. 15 secunde de cuvânt, 15. Cum ar veni. Da. Vezi că ratând cuvântul, pierzi din ăștia 4.700. Da, da, da. Urmărim emisiunea, da. Cu mare interes. 1.000 de lei, Alexandra. Zice așa. Dispozitiv care măsoară doar intervalele de timp. Temporizator. Nu mă întreba, eu n-am voie să spun. Nu. Literă. 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 Temporizator. Termometru. Da, corect. Cu asta e. Cu termometru măsori astea unități. Da, termometru. Măsori unitățile de timp. Corect. Cu termometru. Nu măsori cu unitățile de timp, gradele. Ba da. Ăsta măsoară intervalele de timp. E ceas nunca, pe ceasul ăla special care are funcții specifice. Cronometru. Cum? Cronometru. Cronometru. Mamă, la 3 secunde ai fost de dezastru. Cu termometru am fost la fix. Mamă, 3 secunde de dezastru. Am văzut. Fică, ia ceasul. 5.400. Pe ăsta le iau din prima. Zici? Da. Care este în... Care nu... Care este învăluit de mister și enigmă. Ai zis că le iei din prima. Literă. Ai zis că le iei din prima. Literă. 2 secunde. Care este învăluit de mister și enigmă. Ai zis că le iei din prima și le iei din a doua, că ai pierdut două litere. Mai avem 24 de secunde. Hai, Alexandra. Care este învăluit de mister și enigmă. Prin legile naturii e foarte greu de explicat. Legile naturale, legile naturii. Prin legile naturii nu poate fi explicat. Are caracterul ăla inexplicabil. Atât de mult se vorbește despre asta. Sunt emisiuni de televiziune, sunt reviste despre asta. Fantastice? Depășește legile normale. Paranormal. Da, îl știam. Ai zis că le iei din prima. Așa am zis, așa am propusesem. A prins careva paranormal.
L-ai luat ăla, paranormalul? Super. Nu era ușor cuvântul. Da. Nu era. Și dacă primeam o altă literă, probabil că îmi dădeam. Îl prindeai, dar cele două, da, dar nu... Și era și timpul spre final și deja lăsat emoția. Tu timpul ăla la final, doar 12 secunde, câteva pe... Da. N-am știut să-mi organizez timpul. Și eram la 5.000 cât? 5.700 aveam la unda. 5.700, da. 4.600 avem. Nici o problemă. Cum o cheamă pe amică? Miruna. Să fie o mare campioană. Mulțumesc din suflet și mă bucur că te-ai cunoscut. Cronometru. Cronometru. Și știi unde iară? Cred că la strung. La strung da. Mi s-a tăiat, pentru că am avut un început foarte bun. Însă când am văzut că strungul nu mi-a ieșit, probabil că m-am demoralizat interior. Te-ai și de acolo s-a... acolo, exact, așa s-a tăiat. Și a venit tot. Aia cu oameni, da, cu primatele. Care iarăși m-am supărat că era foarte simplu și da. Nu am putut să-mi dau seama din cauza strungului. Auzi, ăsta cu paranormalul, Ela, ai fost tare că da? L-ai luat. Da, da, că da, nu da, era da, ușor. Și... Da. Și... Lucrez. Din Doamna prima, aștept. Cum? Lucrez în domeniu. Lucrez în... terapiile complementare. Nu, că nu vreau să... Hai vin să-mi povestești! Vino să-mi povestești! Hai să-mi povestești! Ești tare! Uite, și mie îmi place zona asta, chiar sunt pasionat de zona asta, de paranormal. Vorbesc serios. Hai să-mi povestești. Eu la bază sunt profesor. Uh-huh. Profesor de educație fizică. Uh-huh. Jumătate din viață și cealaltă parte a zilei și a vieții, terapeut craniosacral. Interesant, asta e o terapie, am auzit de ea. O terapie complementară. Cu oasele craniului, un fel de masaj, nu? Craniosacral, din craniu până sacru, coloana vertebrală, de fapt, ce sistemul nervos. Și genul ăsta de terapie ce face? Ameliorează durerea, nu? Ameliorează durerea, poate să fie și o prevenție, poate să fie și o ședință înainte de a veni în emisiune la Jocul Cuvintelor. Te destresează. Exact, te relaxează, te pune în, te reașează unde în tine. Unde ai învățat asta? Unde ai avut un maestru, ceva, un mentor? Am plecat din gimnastică medicală, masaj, fiind profesor de educație mm-hmm. fizică. Interesant, frumos. Da. Ela, da. Îi dau drum. Da. 4 minute. Doamna profesoară, 4 minute. Cât ai, Alexandra? 4.600. A, 4.600, că dacă a luat primatele, avea mai mult. Sau paranormal. Ce paranormal. Mai vorbim de paranormal? Ela. 4 litere? Da. 400 de lei. Cizmulițe care... prin viteză. A, știi cizmulițele de prin viteză? Ghetele pe roți, le zice într-un fel. Patine. Bă, nu mă întreba că eu n-am... Cizmulițe care prinde. Păi tu... Nu. P-A-T-I-N-E. Nu intră, că e din 6. Aici trebuie să fie 4. Cizmul... patine, cum zici tu, dar cu rotile. Patine, ai zis patine, dar au rotile. Te dai cu și băi... Role. Role. Role din nou. Role. Da, da, da. Tăți prunci au role, măi, ro. Ce ai zis, Ștefăni? Nu e bine, Roi? Ai prins rolele? Da, da. Da. Rolă cu cizmă? Păi da, nu. Da. Cizmulițe care prind viteză. Că rolele... Pac! A, e sunt gheată, un tot. Rolele gheată. Sunt da. Un tot. Pac! Și te-ai da cu ele cizmă, au viteză. Da. A, da. Încălzirea, ia. Încălzirea. Hai să ajungem, să venim la cât? 4.000? 4.600. Ajunge în câteva clipe... Să fii atentă la tot ce mișcă aici, la tot ce literă. Se vorbește, la fiecare cuvânt. Literă. Că tocmai am zis adineauri cuvântul ăsta, l-am zis adineauri. Hai. L-am zis adineauri. A veni. Acum? A veni. A veni. Încă nu sunt coordonată cu... Ne liniștim acum. Adineauri, hai să venim la... Da. Pac! Și ți-am... Da. Mare atenție la tot ce mișcă pe aici, la ce șoptește Ștefan, la ce definiții vin. Bun, bravo, Ela. Bine jucat. Mă duc acum la 500 de lei. De unde ești deloc? Din Toplița. Toplița. Polul frigului. Poate. Aveți pârtile alea atât de frumoase. Da. Bradu și cum zice? Măgheruș, parcă. Măgheruș, sau cum zice? De pe Măgheruș sunt eu. De acolo ești tu? Da. Îmi place, am fost de multe ori pe Măgheruș. Da. Bravo. Chiar pe stradă, acolo. Zău? La capătul străzii, sus, la un kilometru, este pârtia. Știu, știu. Și pârtia de bob, peste pârtia de schi. Știu, și pârtia de bob de acolo, din Toplița. Da. Și Bradu e frumoasă. Da. Și pârtia Bradu. Bravo, Ela. Frumoasă zonă. Ascultă-mă, 5 litere. 500 de lei. Fii atentă. Când ești, câți elevi sunt? Vreo 20 în clasă? Între 25 și 30 de elevi. Și 30, bun. Trebuie să ai, nu? Elevi, bună dimineața! Să ai curaj să vorbești tare.
cu putere. În fața elevilor sunt foarte fermă. Sunt elevii acum aici. Da, așa, foarte. Gândește-te la elevi și le spui așa. Cărbune de pe Valea Jiului, ia să vă aud. Literă. Ai o literă. Combustibil. Cuilă. Bravo, Ela. Excelent. Combustibilul ăla solid pentru termocentrale. Bun. Mai avem 3 minute jumătate. Adjectivii ăsta. Care se îmbracă simplu, se îmbracă, îmbracă simplu, fără extravaganță, dar cât de cât elegant. Literă. Cum e omul ăla care se îmbracă așa? Se îmbracă elegant. Sobru. E sobru, Ela. Bun. Ne-am încurcat la început în rolele alea de nu se poate. Perfect. 600 de lei. Avem 1400. Simbolul național reprezentativ. Câte simboluri naționale sunt? Literă. Tu... Drapel. Păi nu. Câte simboluri? Bravo, drapelul. Pânza tricolore, drapelul. Perfect. 1900 de lei. Auzi așa cu emoții, că te văd plină de emoții, de tensiune. Mă avantajează în terapie, sensibilitatea. Zău? Da. Contează? Foarte contează. Mult. Transmite un fel de energie, așa-i? Da. Terapia înseamnă terapeut așezat care transmite. Fiecare om își gestionează propria-i sănătate și propria-i boală, nu? Adică de la noi pleacă. De la noi pleacă, dar avem datoria față de noi să avem grijă de noi, pentru că nimeni nu are grijă de așa noi. Decât așa. Noi. E firesc, ce zic, că în fond... Nici terapeutul, chiar dacă mergi la terapeut, nu te vindecă. Tot tu ești cel care vei face ceva la un moment dat. Care vine de la sine? Literă. 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 Că dacă nu l-aș fi spus acum un minut, că dacă n-aș fi spus cuvântul ăsta, când tu mi-ai zis, sigur că da, terapia, omul face, și eu ți-am zis... Literă. Și eu ți-am zis, da, e... Da, da e... Firesc. Asta ți-am spus adineauri, e firesc. Îți plac florile. Se vede după da. Felul tău de om. După ești o femeie elegantă, discretă. Ela, floare albă sau galbenă de primăvară. Și gata, nu mai ajut Literă. Cu nimic. Galbenă. Apoi câte flori frumoase alea cu petale dispuse în formă, parcă în formă de steaie. Literă. Parcă în formă de steaie. Auzi? Nu, mamă, o să... mamă ce frumoasă floare e. Îți mai dau literă? O literă? Ce frumoasă floare. Dar ce floare literă. E asta? Ce floare ai? Ce floare ai la gât, Ela? Floare de colț. Da, seamănă. Seamănă că asta are petal. Zambilă. Zambilă. Păi dacă e râul ăla. A. Dacă e râu, râu. E un nume de botez, au fetele, au și băieții. Narcisă. Narcisă. Da, e din ce în ce mai dispus așa în formă. M-am văzut... gândit la floarea de colț, m-a derutat. Dar te-am văzut cu floarea și eram convins că având o floare la gât, am zis gata, știi, toate florile albă, galbene de primăvară, narcisa. Da. Bun, perfect. Verb, Ela. Întreprinde o acțiune riscantă, dar bazându-se pe noroc. Pe noroc, adică... Literă. Pe... Literă. Cum îi mai zici destinului, sorții, norocului? Îi mai zici... Soartă. Da. Da. Karmă. E, karmă, nu chiar. Nu neapărat literă. Karmă. Când te aventurezi într-o chestiune periculoasă. Norocul. Hazarda. Hazardul, norocul, corect. Hazarda. 1 minut 41 de secunde. Nu e mult, nici puțin, dar atenție un pic, da? 800 de lei. Obiecte de veselă utilizate în catering. Așa îi zice acum mai nou. Și cateringul ăla. Literă. Oamenii vin, îți aduc mâncarea. Literă.
poate să fie pătrate, poate să fie ovale, poate să fie rotunde, poate să fie toate formele. Literă. Uite, vezi ce am zis noi. Vasele de bucătărie întinse. Platouri. Platouri, ela! Mi-e mai ușor. Cum? Mai bine mă opresc. Zău? Da, da. Păi hai să facem o strategie atunci. Da. Cerem câteva litere și ne oprim sau da, cum? Da, bun. Am văzut că... Okay. Da. Că ai văzut cum se duc secundele? Tac, 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 tac. Și tu ce litere se duc și banii. Bun. Deci cerem câteva, da? Doamna profesor, ascultați-mă. Vă rog să mă ascultați și să luați cuvântul ăsta din prima secundă. Diviziuni academice, doamna profesoară. Literă. Hai, că mă enervează asta cu literă. Literă. Încă una, 200 de... Program de învățământ al dumneavoastră, doamna profesor. Programul de învățământ. Apoi jumătate de an. Semestre. Ai. Hai. Bun, perfect. Produse tradiționale de patiserie cu umplutură. Literă. Pe toate, Ela. Literă. Bă, uite cum se duc banii, că de bani ăștia puteai literă să cumperi 3 kg, 4 kg. Literă. De... Bun. Bun. Și acum avem 500 de lei de câștigat. Cornulețe. Cornulețe, te-am lăsat un pic în liniștea ta să găsești. Bun. Am nevoie. Ai nevoie de... Da, acea secundă de liniște. Cerem eu. Da. Perfect. Mi-ai dat-o fără să... Perfect. Hai să o păstrăm, da? Să rămânem pe liniștea aia de câteva secunde. Problemă care constituie obiectul... Literă. ...unei discuții. Literă. Literă. 3 litere. Literă. 300 de lei. Secunda de liniște. Lucrul ăla... despre care e vorba într-o discuție, doamna profesoară. Subiectul... La secunda aia de liniște, 15 secunde. La televizor acum e an electoral. 2024 este an electoral și toată lumea... Tot felul de dezbateri, de temă într-o dezbatere publică. Tema într-o... Este o... Nu era ușor, așa-i? L-a luat cineva, nu l-a luat nimeni. Mamă, mai nu era ușor. Mai mergeau litere. Mergeau litere, așa-i? Da. Mai am două cuvinte. Din 10. Da. 3700 cu 1000 fac 4700. Locul 1 e Alexandra cu? 4600. 4600. Încă 1000 fac 5700. Ela. Din prima. Cu litere cerute. Doamna profesoară, încep. Aspectul părului pus pe moațe pentru 1000 de lei. Literă. E adjectiv ăsta. Doar ia-o pe logică, doamna profesoară. Logică literă. Vă cer. Logică, câteva secunde vă cer. Literă. Poate să fie și natural, nu trebuie să fie neapărat pus pe moațe. Cârlionțac. Cârlionțac e. Cârlionțac. Părul nu devine cârlionțat. Ai, are multe bucle. E cârlionțat și intra în 1000 de lei. 4200. Ăsta e totul sau nimic. Să nu-l ratăm. 5 litere din cuvânt depistate și ne duce pe locul 1. Ela. Volum al unui recipient măsurat în litri sau în metri cubi, doamna profesoară. Literă. Hai o literă. Literă. Mărime. Capacitate. Excelent, ești pe locul 1, Ela. 5.000 de lei, wow. Capacitate. Acea secundă este clipa din terapie. Excelent. Am văzut-o, am simțit-o la tine. Secunda aia în care simți liniștea. Da. Să-i faci pe câți mai mulți oameni să se simtă bine el. Mulțumesc pentru oportunitate. Cu drag, mulțumesc. Beatrice, cât ai? Câți 20, ani ai? 21. 21 de ani? Ai memorie vizuală la examene sau cum ești?
Mai mult pe bază de asocieri. Da, eu funcționez foarte mult pe ideea de interdisciplinaritate și fac conexiuni. Colo, 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 colo. Ia vino să-mi povestesc. Ia vino, Beatrice, să rămână. Bună ziua. Ce faci, Beatrice? Foarte bine. Îmi place bine. Eleganța ta. Mulțumesc. Îmi place discreția ta. Mulțumesc. Eleganța e, se rezumă foarte mult la simplitate, din ce trag concluzia. Frumos, așa e, da. Cel mai greu e de găsit, da, simplitatea. Exact, mai ales în societatea asta în care opțiunile sunt multiple, nemăsurate. Cel care are posibilitatea de a alege simplitatea este cel privilegiat. Cel ăla mai e greu, luxul adevărat. Greu de găsit simplitatea, să știi, e cel mai complicat. Da. Și politețea ta, îmi place, ești o femeie educată. Mulțumesc. Știi? Încerc să-mi rafinez anumite gesturi. Politețea nu costă nimic, exact, dar cumpără orice. Exact. Cum? De unde e zona asta de politețe, de educație, de drumul ăsta al tău? Uf, greu de zis. Cred că sunt suma tuturor conținuturilor pe care le-am citit și le-am văzut. Foarte mult m-a influențat literatura pe care am citit-o, mai ales în perioada de gimnaziu. Atunci am dat de literatură victoriană, Bronte, Austen. Și acolo s-a pus prima sămânță. Jane Austen, toate astea, când erai adolescent. Da. Și de atunci a apărut gândul cum ar fi să merg la literatură și de aceea am ales litere. Studentă la litere? Da, la română și engleză. Filme te pasionează? Da, cinematografia este incredibilă. Cine e idolul tău în cinema? De cine îți place? Cred că Audrey Hepburn ar fi. Semeni cu Audrey Hepburn. Știi? Vorbesc serios. Știți, e tipa din care a jucat în Breakfast at Tiffany, ce-a mai făcut? Roma. Vacanță la Roma, da. Și în aia stai în My Fair Lady. My Fair Lady. Nu e tot Audrey? Ba da. Nu, semeni așa, aduce așa, finuță. Bravo, Beatrice. Mulțumesc. Vezi că îi dau drumul. Încep. Începem. Ia să te văd aici. Hai să te văd aici. 21 de ani, elegantă, politicoasă. Articole vestimentare lăsate la spălat. Le zice română într-un fel. Le zice română într-un fel. Și pune afară pe ață. Rufe. Rufe, măi, Beatrice. Rufe. Da. Corect, rufe. Rufe. Bun. Îți dau un adjectiv. Vă rog. 4 litere, 400 de lei. Cu o gamă largă de opțiuni sau posibilități, Beatrice. Literă. Adjectiv, ți-am zis, Adinea. E profund, e cuprinzător, e... Vast. Hey, man. Fii atent, ascultă-mă. Da. Prea multe litere cerute de la început. Prea puțin bani. Da, prea puțin bani, știi? Mai ai canale pe social media? Te ocupi? Da. Da, e un vis de-al meu de a posta pe internet conținut educativ. Pentru că lumea se plânge că nu există conținut educativ, că sunt doar prostii. Dar cred că asta face media în prezent. Ne dă un canal foarte ușor prin care să putem transmite informații. Și unde le pui astea? Pe TikTok le pui? Pe TikTok am început. Păi o nenorocire pe TikTok. Știu, ce să faci pe TikTok? Tocmai de aceea. Da? Tocmai de aceea am rămas surprinsă că dintr-o joacă, pentru că știți cum e viața, e un joc. Dintr-o joacă am început să mă gândesc cum să fructific mai mult ceea ce studiez. Și am transformat lingvistica, ideea de lingvistică, în ceva distractiv. Și mi-am creat un canal de TikTok, l-am numit Linguistics Made Funny, adică lingvistica distractivă, și acolo vorbim despre expresii românești. Educat. Exact, de unde vin expresiile și sunt foarte interesante. Cum vi se par oamenii ăștia care dintr-o dată iau pe ceilalți oameni la pertu? Adică ai și tu un prezentator, vine și dintr-o dată zice Beatrice. Nu e ok, nu? Ba da. Dumneavoastră mie îmi ziceți cu dumneavoastră. Păi depinde cum doriți. Dacă mi-ați spune, spunem Beatrice, la pertu. Beatrice, nu mai îmi spunem. Beatrice, vezi că am 500 de lei, 5 litere. Auzi? Aprinde un lucru. Aprinde. Literă. Aprinde, a pune mâna în grabă pe un obiect. Uite-l. Apuca. Asta e, Beatrice, bravo. Ștefan e un pericol. Ascultați-mă, îl văd, le are pe toate. De-a te aștepta aici, Ștefane. Las. Mobilier pentru depozitarea lucrurilor. Dulap. Bravo. Mai simplu. Asta a fost simpluță, da. Da, bravo, perfect. Bun, 600 de lei, 6 litere. Excelent jucat până acum, avem 1400, Beatrice. Care este perceput ca fiind ceva impresionant. Literă. Adică zici, literă. Mamă, e cu adevărat nemai literă. Văzut. Auzi, e nemai auzit. E grozav. E grozav. Îl știam și dacă nu ziceam. Trebuia să am mai multă încredere în intuiție. Tu ai aripi, dar n-ai curajul să dai din ele. Ascultă-mă, fii atentă, nu e ușor ăsta, 600 de lei.
matriță pentru turnare. Asta e. Literă. Uf. Literă. Literă, bun. Betonul are un suport. Literă. Când se întărește și îi zice într-un fel. Literă. Auzi, e din... Hai să te duc la ouă mai bine. Lasă betonul. Hai la, mai bine în bucătărie. Ouăle. Da. Ai cumpărat ouă. Cofraj. Bravo. Așa îi zice șeulea de beton. Ești da. Cofraj da, da, de da, lemn, da, da. Se toarnă betonul în cofraj. Și după aceea când se întărește betonul, se scoate cofrajul ăla de lemn. Da. La ouă e la fel. Bun. 2000 de lei. 7 litere. Ce limbi străine? Englez. Eu studiez engleză, adică o specializez, pentru că la facultatea de limbi străine nu înveți o limbă străină, te specializezi în ceva. Dar pe lângă asta vin cu un 8 ani de germană din liceu și gimnaziu și acum singurică învăț spaniolă, pentru spaniolă. Că da, e o limbă superbă. Bun. Îți dau ceva din engleză atunci. Ok. E simplu. Un neologism sau... Nu adică... e neologism, e nu, englezism. E starea de repaus. Să vezi ce simplu. Literă. Uite-l și pe Ștefan. 70 ai, Ștefane? Păi n-ai învățat rusa, mă, Ștefan? Literă. Bă, da, și austro-ungara am învățat. Și austro-ungara a prins. Engleză, starea de repaus. Literă. Auzi aparatură, ai un casetofon, nu casetofon, că nu știu ce ai la 21 de ani. Ai un aparat, ai un televizor, okay. Televizor, starea de repaus. Stand-by. Stand-by, Beatrice. Așa-i că era simplu? Da, da, da. Televizorul în starea de repaus, da, pe stand-by. Mm-hmm. L-ai prins, Ștefane? Normal. Seamănă cu rusa, nu? Stand-by. Da. Ai. Bun. 700 de lei, Beatrice. Indicator de direcție. Oh, literă. Ups. Literă. Sau semn de orientare, dacă vrei. Uite, te duci la Predeal, literă. Te duci la Poiana, Brașov, te duci la Toplița. Și vrei să faci niște trasee turistice și te iei după treaba asta. Mm-hmm. Știi? Deci e semn, semn, indicator. Da, da. Line. Bun. Hai pe tasta, hai la tine, la da, zona ta da, de 21 da, de ani. Da. Tastatură, da. Ai tastatură, ești și pe tastatură, okay. Semnul ăsta. Semnul ăsta. Ai carnet? Da. Ești în codul rutier. Ok. Ești în codul rutier. Ah. Du-te... Ah, nu-mi vine. Trage cât poți tu, trage cu arcul și nimerește. Săgeată. Oh, wow, da. Asta cu arcul era bună. Cine l-a luat? Pe toate cărările montane ești săgeata aia. Bravo. Da. Ștefane, ia vino rogu-te aici. Un minut, vino rogu-te aici, Ștefane. Cam ia-mă pentru... ușor că spun tot. Încet, cam pentru asta mică o definiție. 800 de lei e cuvântul ăsta. 800. Nea Ștefane, stai mai tale cu spatele la mine. Stai, vino aici, stai mai tale cu spatele. Da, să te ții bine, Nea Ștefane. Așa, aoleu. Să te ții bine, Nea Ștefane. Ținte bine. M-am proptit. Bun, ținte bine. Beatrice. Da. A se menține într-o anumită poziție, ținte bine. Datorită cuiva, ținte bine că îmi duce de-a berbeleacul. Sprijini. E de-a bani. Un noroc cu mine. Da, mulțumesc. Păi n-avea pe cine să sprijine. Bun, 2700. În ce țară vrei? Unde vrei să te duci? Te-ai gândit? Germania pentru masterul ăsta? Spania. E de asta faci tu acum. Da. Domnișoara Audrey Hepburn. Da, să știi că aduci, acum mă tot gândesc, mi-ai zis că îți place de aduci foarte... Să știi că n-am murit de mult, adică da, oarecum da, a fost cont... În 90 și ceva cam a murit așa, cam Audrey așa, Hepburn. Cam așa, de o boală, cancer, dacă nu așa. Da. Admirabilă. Mm-hmm. Meryl Streep a fost cea mai bună prietenă a lui Audrey Hepburn și în cartea lui Meryl Streep biografică povestește de... De prietenia... O recomand. Foarte mulțumesc. Interesantă, doamna Audrey Hepburn. Îți dau ceva care vine... Mare atenție! Sistem automat de irigare a gazonului. Literă. Domnișoara studentă la litere, trebuie să aveți grijă cum pronunțați. Literă. Fiecare literă cont. Stai la bloc sau nu, la casă? Casă? La casă? Literă, da. Ai gazon așa cât de cât? Ai gazon? Cât de cât. O, literă. Micu. Auzi, e furtunul, Beatrice. Și la capătul furtunului e literă. Chestia asta. La capătul furtunului e... Poate să fie literă. Static sau poate să... Aspersor? Oh, dar nu mi era un uz. Cuvintele care nu sunt un uz vin mai greu. Bun, 2 minute mai avem. 2 din 9, 2 din 10. Beatrice. Da.
adjectiv. Ok. Care a fost absorbită de corpul nostru. Literă. Cum ar veni, a fost încorporată. Mm-hmm. Literă. 700 de lei mai luăm din cuvântul ăsta, hai că putem. A fost, dacă vrei, integrată, îți spuneam adineori, încorporată, integrată, adică a fost... Administrată. Ai, ce e asta, firmă? A, nu. Deci a fost absorbită în corp, da, ceva atent, care fii este... Fii atent, vitamină, mâncare, mâncare are vitamine, da? Da. Bun. Nutriție, deci ne ducem... Adjectiv. Ceva digerată, absorbită... Informația din creierul nostru, informația, te duc și pe drumul ăsta. Informația a fost... Nu-mi vine, ba da, uite-l. Asimilată, of! Of! Asimilată, vitamina, da, asimilată. Da, asimilarea vitaminei. 5.000 ăla? 5.000 de lei ai? 5.000. Ascultă-mă. Poți să iei banii Elei. Cu o condiție. Beatrice, nu mai mult de o literă. Hai să o jucăm așa, o jucăm la risc mare. Deci nu mai mult de o literă. Poți să iei două dacă termini în timp util. Ea a terminat la câte secunde, Ela? Mai am... 14. Dacă tu termini în 15 secunde, poți să iei, dar nu mai mult de o literă. Okay, Beatrice, da. Fii atent. Ai un minut jumătate pentru trei cuvinte. Studentă la litere în ce an? 3. În București? Da. Rog toți studenții la litere din țară să spună perechi de virgule. Toți studenții la litere. Ghilimele. Bravo, Beatrice. Excelent! Ăsta-i drumul. O literă. Atât mai poți să cer pentru următoarele două cuvinte. Mai avem două cuvinte? Da, da, da. Și dacă reușești, ai luat banii Elei. Bine. Hai, Beatrice. O literă, nu mai mult. Ok. 1.000 de lei. Adjectiv. Care a fost achiziționat la sfatul sau la îndemnul cuiva. Ok. La sfatul sau îndemnul cuiva. Un film care ți-a fost de cineva. Ceva oferit, da, ceva da, împrumutat. Bun. A fost de cineva. Filmul. Recomandat. Nu? Nu e recomandat? Ce ai zis? Uită-te la Ștefan. Aplaudat. Mă, uită-te la Ștefan. Dă-i cu mâna. A, Doamne, am uitat. Recomandat! Mulțumesc! Iai! Ăștia mici neaștefane, ce să... E incredibil că pur și simplu am uitat că trebuie să fac. Ce făcut? Uite Ștefan la 70. Că a aplaudat. Așa se aplaudă? Așa se aplaudă. Are dreptate. Mă, voi generația voastră așa aplaudați? Gata, o dat. Cu zgârcenie, așa. Bine, Beatrice. E generația optimizării. Uai, ascultă-mă. O literă. Am rămas la o literă. Un cuvânt, nu? Un cuvânt și o literă. Ultimul dacă cuvânt. Termin la 15 secunde, tu mai ai un minut și 18 secunde, dacă termin la 15 secunde, poți să ceri două litere. Dacă termin la 0, o singură literă. Okay. Beatrice, îl zic, da? Da. Mai ai mult timp. Știu. 1.000 de lei e pentru totul sau nimic, poți să fii pe locul 1 sau rămâne Ela cu 5.000 de lei. Beatrice, ascultă-mă. Să vedem. 1.000 de lei face cuvântul ăsta. Gratuitate primită pe o bază solidă. Gratuitate. Gratuitate. Ceva e gratis. Da. Schemă de asigurare medicală. Fii atent. La asigurarea medicală. Okay. Schemă de asigurare. Ia o literă, că poți să iei o literă. Hai, literă. O literă. Schemă de asigurare medicală. Auzi, programul care facilitează accesul la anumite medicamente. Se interesează pe tine la 21 de ani medicamente, corect? Program care facilitează ceva pentru pensionari? Bun. Acoperirea financiară pentru anumite medicamente. Poliță, ceva poliță? Nu, acoperirea financiară pentru medicamente. Medicamentele alea sunt
De un fel, dacă s-a acoperit financiar. Sunt de un fel. Sunt date pe rețetă, dacă sunt date. Bravo, 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 așa. Oferite la schimb. A, stați așa că îmi vine cuvântul, dar nu. Zi. Deci date pe schemă. Gratuite, da. Pentru pensionari, mai rambursare, da, financiară la medicamente. Cum sunt medicamentele alea? Atenție, vezi că trec secundele. Știu. 14 secunde. Nu mai alit, să nu mai elitere acum. Nu mai iau. Deci auzi, fii atent. Salariile primite din urmă. Da. Cum se numesc? Salariile de primești salarii din urmă, sunt salarii. Și m-am trezit de secunde. Salariile. Restante. Nu lasă că restante, le mai de nimeni salarii. Alea. Salariile, lasă-o medicamente. Okay. Da, medicamente, te duci cu rețeta și medicamentele sunt... Compensate. Compensate. Și-a revenit. Compensat. Hai. Compensat. Cum se numește? Nu, substantivul. Medicament. Compensat. Mulțumesc. Păi drăguț și intens. Hai de mamă. Oai, medicamente, compensare, da, medicamente compensate. Ce chestie, 21 da. De ani, da. Peste fix 50 de ani o să afli cum e cu asta. Sper că nu, pentru că am un stil de viață sănătos. Orice stil. Atât îmi place drumul tău spre educație, Beatrice. Mulțumesc. Bravo. Mulțumesc și să știți că dumneavoastră m-ați inspirat prin ceea ce faceți în televiziune și o bucur în să aud mesajul da. Pe care îl propuneți. Rădăcinile educației sunt amare, dar fructele sunt dulci. Da. Aristotel a zis-o. Mai bine să suferi acum, sau mai bine zis, suferi acum pentru ce e greu, decât să plângi toată viața pentru ceva ce puteai suferi. Puștoai cu ești tare. Mulțumesc. Țara asta are șansă. Mulțumesc, Beatrice. Mulțumesc și eu. Știu unde a avut norocul, că și-a lăsat timp mult la ultimul cuvânt. Da. Mai a avut cât? Super mult timp. A mai avut vreo un minut, jumătate. Da, a fost Ștefan. Acolo. Da. Norocul ăsta da, a fost. Acolo. Da, doamne, deci uitasem. El are dreptate că din cauza ta, Ștefan, el a pierdut banii. Că tu i-ai arătat. Asta apasă, șoptit, apasă. Dacă ar fi să-mi vorbesc ca profesor, este șoptit și vă dau unul. Prof, are dreptate că i-ai luat banii și i-ai dat banii lui asta mică. Măi, Ștefane. Nici n-am copiat, nici n-am șoptit. Ia trece aici să ce vedem. Ce, de gesticulat n-ai voie? Ia vino, mănea, Ștefane. Ia vino, mănea, Ștefane. Hai, mâine, Dane, să hai, vedem ce și cu. Hai să vedem. Bine v-am găsit. Ia să vedem. Ce-ai, nea, 70, nea, Ștefane. 70. De câți ani ești căsătorit? 30 și 41. Mamă, bravo, da. Doamne. Ce ai făcut, nea Ștefane, toată viața? Toată viața. Da. Ia. Ne-am numai nivelă din 5. Îți dau o literă? Șofer. Cu manivelă. Șofer. Da. Manivelă? Da. Ai uitat să apeși pe asta. Ăștia mici, da. Beatrice, nu știe. Înainte erau camioane care nu plecau decât la manivelă, știi? Da. Acum, tot la manivelă asta electrice, încet, cele tot cu manivelă. Da. Lasă să nu și mai vorbim. Și vis-a-vis de camioane, știi că la noi au fost și camioane cabine de lemn? Se numea Molotov. De la... Deci, lemn, dar... S-a fost ministru de externe rus. Da. Lemn, cabine de lemn, molotov, dar era acoperite cu tablă. Excelent. Verde sau cachi, erau numai două culori. Mamă, și ai cabine... fost șofer pe ce? Păi, molotov am avut. Bun. Deci, începând de la Trabant, până la trailer de 80 de tone. Nea Ștefane, dar ce ai fost și taximetrist? Numai 35 de ani. Da, de la cu manicură. Clar. Cu... Da, finuț. Ai prins jetax-ul ăla de dinainte, ăla tare. Se făcea înainte, mi-amintesc că era un film, Angela merge mai departe cu o taximetristă. Da. Și De Niro, taxi driver. Da. Am avut colege profesioniste. Bravo. Taximetriste. Ai supraviețuit, nea Ștefane, asta e important. Da. Partea superioară, Ștefane, a unui deal sau munte. Pisc. Dacă nu e pisc, e vârf. Bravo, nea Ștefane, uite neuronii, perfect, bun. Ăsta e un cuvânt pe care e mici, Beatrice. No, nu știu ei, ceaunul tradițional de gătit în aer liber. Tuci. Ai auzit de tuci, Beatrice? Da. Tuci. 6 secunde, nea Ștefane, 800 de lei.
E cu supărare dacă întreb de pensie, așa-i? Lasă-mă. Supraviețuim. E nesimțită. Nu mai simți. Da, 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 da. Ea, Ștefane, da, da. 500 de lei. Zone comerciale. Hai zice într-un fel. Piață? Fiți atenți aici. Fiți atenți aici ce înseamnă Nea Ștefan. Mamă, cum le dă? Dar el nu cere litere. Adică nu aruncă cu banii. Bravo. Deci mi s-a cam încălzit trotineta. Bun. Ascultându-i pe bun, colegi, pe nu știu ce. Și dăm drumul. Bun. Doamna profesoară, nu șoptiți, da? A obține o replică fidelă cu originalul, Nea Ștefan. Literă. Hai, opa, opa, prima. Când... Copia. Ai, 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 ce seară. Ce final. Ce... Bravo, Nea Ștefan. Mă aplaud eu singur. Bravo, ca să mă... Da, supraviețuitorul. Bravo. 600 de lei, Nea Ștefane. Ai copii? Numai 4. Păi, pe vremea mea nu se tătea degeaba lângă femeie. Bravo. Bravo. Cu Ceaușescu, vis-a-vis de natalitate. Știu, era voie, mamă eroină. Ah, mamă. Nu, la trei copii. De la 3 în sus, parcă da, era, sau da, cum era, de la nu? 3 în sus, și dădea și o pensie specială, da, dădea da, o indemnizație. Da, da, 4 prunci. Da. Bravo. Băieți, fete. Amestecat. 3 fete și un băiat. Bravo. Dar sunt în țările calde. S-au dus. S-au dus. Agricultură, nu, ce să mai fac? Nici cu sapa nu să mai dai. S-au dus. Ce să mai faci? Nea Ștefane. Ia. Combinații de nuanțe. Liter. Nea Ștefane, eu sunt negru. Pe tine cum te cheamă? Tonuri. Ei. Combinații. Ștefan de... și mai cum? Eu sunt negru. Ștefan, Matale și mai cum? Auzi, Nea Ștefane, știi curcubeu? Curcubeu, da. Mă, spectru curcubeu. Culori? Culori, Nea Ștefane, că de-aia ți-am zis că sunt negru eu. Că de-aia zis că sunt negru. Păi, că de-aia numele meu, că eu n-aveam nicio culoare. Nu, că de-aia am zis negru. Că sunt negru, că am să te duc un pic acolo, tonul. Hai că mi-a revenit. E bun cu tonuri, așa, nuanțe de vopsea, așa, tot culori da, era, bravo. Da. Auzi, în 20 de secunde să iei 2200 de lei, asta pensie. Hai că se poate și mai mult. Asta. Asta pensie. E, acum yeah, te duc la ceva din prima. Nea Ștefane, yeah, praful s-a ales. Echipament agricol sau industrial? Echipament aha, agricol. Agricol sau industrial? Hai așa, liter. Hai cu literă. Mașinăriile alea. Matale, ai zis că ai prins, ai lucrat și pe Molotov și pe... Unelte. E unul. Echipamentul tehnic, mă, Nea Ștefane. Ce să mai, numai în țara asta s-a dus tot. Da. Instalație mecanică folosită de mult când era industrie și pe la noi. Ai prins, Matale. Instalația mecanică. Auzi, strungul, buldozerul, polizorul, ce doamne... Unelte? Măi, tu ai mai zis odată. Strungul, buldozer, ce-s astea? Sunt utilaje. Puh. Blocking. Asta e englezism, așa-i? Yeah. Așa mi-a venit. Puh. Vai, mai mare rușine. Și la utilaj, Nea Ștefan. Las-o, bun, merge mai sus, merge mai departe. Ai citit, Nea Ștefan, ai citit mult, așa-i? Ce ți-a plăcut el mai mult? Mi-s curios. Ce carte așa? Toate pânzele sus de Radu Tudoran. Ce-mi place. Hai să zic una bună. Hai să zic una tare bună. Radu Tudoran a fost fratele lui Geo Bogza. Nu știam. Da. Așa e că e bună. Au fost frați, frați buni. Adică frați, da, frați de mamă, de tată. Da. Geo Bogza, iară, da, mă. Da. Păi, toate pânzele sus, Nea Ismaile. Ia. Yeah. 700 de lei. Vedeam. A provoca unor oameni un sentiment de fericire. Literă. Hai o literă. Literă. Când produs starea aia de bucurie, Nea Ștefane. Oh, când... Literă. Când cucerești publicul, uite. A, cuceri publicul. Încântat. Bravo, omule, am cântat. Oh, oh, oh. Bun. L-am întrebat odată pe
Dumnezeu să-l odihnească Jimmy Besoiu, păi Ion Besoiu, de-a jucat, el era în toate pânzele. Da. N-au filmat niciodată în străinătate. Da. Au filmat doar aici. Da. Dar noi aveam impresia că ei se duc în delta, mările lumii, pe toate. Canale. Povești. Sau cum ar zice, ăsta e un sinonim la povești, dar eu zic altă definiție. Procedură care ajută la eliminarea mirosului neplăcut al respirației, Nea Ștefane. O știi că ai făcut-o. Îți dau o literă ce să fac. Literă. Dar o știi, Nea Ștefane, că nu odată. Igiena aia orală. Că nu merge ceva. Îți mai dau o literă. Clătire, bre. Nu bre, merge? Bre, nu. Nu? Bre, nu. Clătire. Nu, bre. Am zis eu povești, așa, să mai zice într-un fel, că vorbeam de toate pânzele sus. Nu. Clătirea gurii, că zici bine. Clătirea gurii, da? Clătirea gurii. Spălare. Las-o, mă. A gâtului mai degrabă. Uite, a gâtului, nu a gurii. Gargar. Asta e vorbărie goală, gargară, bravo. Că de asta am zis adineori când cu toate pânzile sus, că ăia n-au filmat niciodată. Gargară. Gargară. Gargară, și am vrut să... Bine, Nea Ștefane, bravo. Nepoți ai, Nea Ștefane? Nu, ai trei. 4 prunci, 3 nepoți. Ești bogat, Nea Ștefane. Da. Hai să-ți dau și niște bănuți. Avem 2700 în clipa asta. Stăm foarte bine. Adjectiv care este arid și neroditor. Uite că te văd că... știi? O literă. Hai o literă. Hai o literă. Da. Terenul ăla nisipos. Da. Sterp, așa, nu crește nimic pe el. Literă. Dar știi cum îi zice? Terenul ăla arid, pustiu, nelocuit, așa. Literă. Noi nu prea, dar încet, încet, dacă vremea se duce, ajungem și la noi să avem de-astea. Deșertic? Ăsta e, Nea Ștefane, uite, neuronii la 70, bravo. 5 cuvinte mai am. Și cresc banii. Evenimente solemne unde se etalează, se arată bijuterii, rochii de seară, boierii, barosanii. Se duc la... Literă. Hai o literă de siguranță, așa. Mesele alea, zi, Nea Ștefane, mesele alea festive, așa, le zice într-un fel, de rang înalt, toți se duc. Ce ciudă mie că... festivitățile, dar știu unde se sărbătoresc ăștia de viță nobilă, toți boierii merg la... Literă? Da. Banchete. Banchete! Eu eram la recepții, la... Banchete, se făceau și când eram noi... Da, făceau banchete, da. De sfârșit de an. De sfârșit de an, bravo, oi mici, ai matale, au prins banchete de a 12-a, banchete de clasa... Să mai fac banchete, Beatrice? Nu, nu le mai zice. Ba da, și tot fac. Așa le zice banchete? În clasa 8-a cel puțin li se zice bravo. Banchete. Banchete. Bine, Ștefane. Da. 900 de lei. 2 din 9, 2 din 10. Auzi? Care apare din când în când, cum e? Nea Ștefane, nu să cu asta chiar dați-o. Se petrece așa, rar, mă, din când în când, așa, accidental, Nea Ștefane. Literă. Literă. La intervale rare, din când în când, adică cum e dacă e din când în când? Fără programare, așa, sporadic. Literă. Uite cum dacă se nu-mi vine... Literă? Incidental, așa, apar... Ocazional. Asta e, Nea Ștefane, asta era. Când în când, ocazional, eram, la diferite ocazii. Lasă că e bine. Pe alte străzi. Lasă că e bine. Un minut, 3 cuvinte. Hai că stăm bine. Măsură de evitare a lucrurilor care nu sunt plăcute. Să risc? Literă. Hai, ia uite-l. Da, riscam. Literă. Era greșit, așa-i? Da. Prudență în acțiune, Nea Ștefane. Atenție sporită la riscuri, la consecințe, la... Literă. Hai o literă.
Aoleo. Cu grijă înainte literă. De a zice ceva. Grijă. Știi, pe vremea lui Ceaușescu, trebuia să cu grijă să zici bancuri. Cu literă. Le ziceai cu cu băgare de seamă. Precauție. Cu precauție le ziceai. Bravo. Bun. Vine alea grele, Nea Ștefan. 2 din 10. 27 de secunde, asta nu-mi place. Dar ne descurcăm. Asta mică, 21 de ani, are 5.000, da? 5.100 chiar. Beatrice, Nea Ștefan, ai 4.400. Poți. Hai că putem. Încep, da? Eu zic, matale e litere, să iei litere ca să în astea 27 de secunde cât de cât. Specialitate medicală literă, unde poți trata boala literă, Parkinson. Literă. Literă. Neurologie. Bravo, omule! Bravo, omule! Neurologie! 5.100, 5.100, egalitate. Bravo! Neurologie. Nea Ștefan e un adjectiv feminin. Bun. Lasă-și. Dacă iei cuvântul sar pe locul 1, iei banii Beatrice, lui Beatrice asta mică. Hai, Nea Ștefane. E un pic de logică, e un pic de ușor. Ușor. Nea Ștefan. Care se află paralel literă, cu suprafața Pământului. Literă. Nea Ștefan e un adjectiv feminin. Bun. Lasă-și. Dacă iei cuvântul sar pe locul 1, iei banii Beatrice, lui Beatrice asta mică. Hai, Nea Ștefane. E un pic de logică, e un pic de ușor. Ușor. Nea Ștefan. Care se află paralel literă, cu suprafața Pământului. Literă. Deci, para. Literă. Paralel cu suprafața Pământului, Nea Ștefan. Hai, bre, orizontală. Ești tare, omule. Bravo, omule! 5.800 orizontală. Pământul, da, păi și paralela orizontală. Hai, dă-mine. Uite un supraviețuitor la 70 de ani, trotineta, îmi place. Merge, satisfăcător. Merge. 4 prunci, 3 nepoți. Da, într-adevăr, foarte mulți au specificat, dar acolo e mult mai ușor. Mai simplu. Nea Ștefane, mare bucurie că te-am întâlnit. Și eu. Doamne ajută. Viață frumoasă în următorii 40 de ani. Mulțumim. Păi când am fost anul trecut la medicul de familie, mi-a dat ITP-ul din prima. A zis dar gata. E valabilă cât e? 2 ani? 50. A, dar se renuiește 50, după aia. 50, se renuiește după aia. Mulțumim. Bine a prins-o, așa-i? Da. Ți-a luat banii. Ți-a luat banii. Dar bine a jucat-o. Da, foarte bine. Foarte frumos. Erau unele mișcăpări acolo, na. 70, Nea Ștefan. Păi are trotinetă mai nouă, a mea mai scârție. Da, dar ce nu mă așteptam la matale să nu prinzi utilajul la sond. Să știi că mă gândeam efectiv la o denumire a unui... Nu, că nu avem substantive proprii. Tractor, semănătoare, dalea, dalea. Da. Utilaj așa, lasă-o că e bine, locul 1. Câți ani ai, Ionuț? 27. Hai pe ăsta mic să-l vedem. 27! Salut! Bine v-am găsit! Și tu, măi, Ionuț, bine venit la noi! Să-i luăm banii lui Ștefan. 27 inversă 72, cât el, Ștefan, peste 2 ani. Da, da, da. De unde vii, Ionuț? Din Timișoara. Dar sunt adoptat de Timișoara, nu sunt originar din Timișoara. Unde te-ai născut? În Gorj, în județul Gorj. Frumos. În Oltenia. În Oltenia, frumoasă da. Frumoasă zonă. Ce facem? Ce ai terminat în Timișoara? Universitatea Politehnică din Timișoara, domeniul de electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale și lucrez la o multinațională ca și programator. Tare. Inginer programator. O facultate ai făcut? Nu, am mai făcut încă o facultate. Ce ai mai făcut? Facultate de teologie ortodoxă. Teologia din Timișoara? Da, de la Universitatea de Vest. Câți ani ai? 27. Fii atent, ascultă-mă. 27 de ani? Da. În 1992, țin minte perfect, preasfinția sa Corneanu a fost mitropolitul, a venit în emisiune la mine, prezentam emisiunea cu un coleg, Ioan Crăciun, și a anunțat că deschide Facultatea de Teologie din Timișoara. Fantastic! 92, cât a trecut atunci? 30 ceva? Nu erai născut. Nu, și nu. Tu acum ai terminat facultatea. Da. Bravo! Nu te-ai dus pe zona asta de... Nu, momentan nu.
IT. Poate... E mai, da. Nu? Da. Ionuț, îl batem pe Ștefan sau nu îl batem? 4 minute, atât. Fii atent. Îi dau drumul. Da. Îi dau drumul, Ionuț. A insera, știi ce a insera? Dacă știi a insera ce e, a insera fizic un obiect într-un recipient. Băga. Omule, bravo. 3 secunde, 400 de lei. Ăsta-i drumul. Ăsta, ești căsătorit, Ionuț? Da, sunt căsătorit și am un copil. Ai și copii? Da. La 27 de ani? Da. Cât e de mare? Are 3 anișori și, și ceva. Costumație de lebădă? Da, putea. Lebădă neagră, litera. Albă. Lebădă, vezi că e în ghilimele. Vezi că e în ghilimele lebădă. Încă o literă? Lacul lebedelor. Lacul lebedelor. Știi? Încă una. Lacul lebedelor. Încă o literă. Încă o literă? Da. Fusta balerinelor. Tutu. Tutu. Da. E cu lacul lebedelor. Da, 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 da. Costumație de era lebădă în ghilimele. Da. Ștefane, niciun cuvânt, da? Ștefan știe că le-a prins. Tu nu le-ai prins. Dar ai auzit de CAP-uri. Da. Astea de acum le zice într-un fel. Dar știți ce sunt CAP-urile înainte? Pe vremea lui Ceaușescu și nu numai, CAP-urile erau niște cooperative agricole de producție. Ferme. Ferme-s acum, bravo. Ferme. Ionuț. Părinte, absolvent de teologie. Construcție ce se înalță deasupra acoperi. Cruce. Turlă. Părinte, scuze. Turlă. L-am gândit că este crucea deasupra, turlă. Pe turlă e, da. E crucea, da. Turlă, da. Corect. E în formă de cilindru, de prismă, de... Da, 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 da. Turlă. Uf. 600 de lei. Ăsta e mai vechi, așa un pic. E de pe la Caragiale, care a rămas fără bani, Ionuț. Lefter. Băi, nene, bravo, bravo, corect, da, 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 Lefter Popescu, da, în două lozuri a lui Caragiale. Da. Mamă, și atât am zis Caragiale și te-ai dus acolo la, bravo. 1900 de lei în 20 și în jumătate de minut. Ionuț, da. 600 de lei pentru oameni identici. Literă. Că e simplu, e simplu, neașteptat. Încă o literă. 200 de lei, 400 de lei. Gemeni. Da, măi, Ionuț. Mergeam. Da, asta e. Așa-i? Doi oameni identici. Să fiu sigur, mai bine. Identici. Bun, bine jucat, îmi place. 3 minute mai avem și ai timp, ai timp, ai timp, Ionuț. Sperăm să fie bine. 27 sau 70 de ani. În 3 minute avem un câștigător. 700 de lei. Coama muntelui, Puștule. Literă. Coama muntelui. Topografic vorbind, e cea mai înaltă, topografic vorbind, așa e. Încă o literă. Nu ți-arăt, că dacă ți-arăt, te prinzi. Topografic. Încă o literă. Auzi? Vârf de lanț muntos. Încă o literă. Încă o literă, cât mai avem 300 de lei de câștigat din cuvântul ăsta. Culme, măi, culme, culmea. Încă o literă. Uite-l, mă, Ștefane. Țineți, mă, mâna jos. Țineți, mă, jos. Crește-t. Crește-t, uite-l, auzi? Crește-t. Da. Ia, da, 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 da. Ia uite-te la ea. Crește-t, crește-t capului, da. De câteva minute bune el era cu mâna în crește. Uf, 2500 avem. Mai e și timp. Da. A răspunde la o provocare în mod ofensiv. Ofensiv. Literă. Și cu fermitate. Încă o literă? Știi, ofensiv, adică ăia care zic, nu! Da. Tu ai terminat teologia. Încă o literă. Iisus ne-a învățat exact altceva. Riposta. Iisus a zis să nu, să întorci obrazul. A riposta. Bun. Mamă, mamă, mamă. Mamă, ce final avem. Sunt tare curios. 5100, Ștefane? Vine vertiginos, Puști. Ăsta, micu, da. Și bine jucat, s-a și încălzit, acum v-a văzut și pe voi, v-a ascultat, v-a... Bine, Ștefane. Da. Un pic de logică, un pic de logică. Îngroșare a pielii palmelor sau a tălpilor? Literă. Are o... Nu cred, nu cred! Bătătorii. Cum? Bătătorii.
Batere, bătătorire. Eu când tac, înseamnă că ești acolo, substantiv. Bătătorit. Bătătoare. Băi, eu când tac, înseamnă că ești în cuvânt. Omule, în 10 secunde nu rata cuvântul ăsta. Eu când tac, înseamnă că ești în cuvânt. Bătare, bătaie, bătătoare. Eu când tac, ești în cuvânt. Batere. Zis substantivul. Bătătură. Da. Incredibil. Era da. În cuvânt, că de-aia am tăcut. Da. Nu te mai duc nici în stânga, nici în dreapta. Da. Bătătură. Da, da. Nu așa îi zice, mă, ce zice, am o batere? Da. Nu, am încercat să caut. Și nici nu intra. Păi da, nu, dar el a găsit-o. El a găsit, da. Nea Ștefană, da, 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 el a găsit cuvântul, dar nu s-a dus în bătătură. Bat. Recuperăm. Încercăm să recuperăm. N-a fost atent la definiție. Da. 2 minute și 18 secunde, fii atent. Poți să iei 9 litere, deci mai ai de luat. 9 litere, nu mai mult de 9, dar mai ai de luat. Da. Și timp, berechet. 800 de lei. Ăsta. Prăjitură la tavă. Cu multă umplutură de vanilie. Te pricep cu un pic la prăjituri? Îți plac prăjiturile? Ești mâncăcios de prăjituri? Nu. Ah, îți dau o literă. Cremșnit. Omule! Excelent! Fantastic! Am riscat. Uai ca să recuperez. De noi! Excelent! Desertul ăla cu da. Foietaj, cu știi cremșnitul. Da, bravo! Da, da, da. Băi, nu era ușor. Nu era, da. Am riscat. Am zis, ori mă duc în jos, ori mai am șansă. Ionuț, pentru 900 de lei, care este surduliu. Să am grijă ce spun, că acum cine știe o literă zici, vreau. Te ia CNA-ul. Ai zis aia, amen. Încă o literă. Are așa o constituție robustă, puștule. Să am grijă ce spun. Îți mai dau o literă. Mai dă-mi o literă. Să duc secundele, hai. Auzi, e un pic mai mare decât media. Nu media, media, mass media, decât oamenii, decât media oamenilor. Da. Mai dă-mi o literă, hai da. O literă. Corpulent. E corpulent! Uai, mergea mai repede? Da. Da, dar nu a fost... Că se și duc secundele. Da, corect, asta e enervant acum. Am încercat să-mi dozez timpul, mai am 3 cuvinte. Un minut jumătate, stăm bine. Jumătate, da. Ai cam jumătate de minut pe cuvânt. Deci stai bine. Da. 3500 de lei. Mai poți să iei 5 litere. Ca să-l bați pe Nea Ștefan, să iei banii lui Nea Ștefan, să nu iei mai mult de 5 litere. Ionuț, mamă ce bătălie, îmi place finalul ăsta. Puștul de 27... Și ăsta mic de 70. Ionuț. 900 de lei. Surcele de foc. Te las în liniște un pic. Crenguțe. Ah, ai avut tu vreo iubită crenguța. Nu? Omule, hai să luptăm. Omule. Crengi uscate, crenguțe da. Uscate, le mai zice într-un fel. Crenguțele uscate, 19 secunde, hai că putem. Ramurile uscate, bune, de pus pe foc, le zice într-un fel. Hai, Ionuț. Uscături? Da, crecile alea căzute din copaci. Puh, ce bune erau litere, crecile căzute din copaci, cum le zice? Uscături, întâlnite la tot pasul, dar le zice într-un fel. Surcele? Bețele, mă, surcele. Surceluce? Bețele pe care nu cred. Vreascuri. Da. Mamă, cu... Ai riscat totul am pe o carte, așa? Totul, da. Ai da, dat da. La ruletă totul da, pe o da, culoare. Da. Păi de mine! Auză o literă. Da. Te-am să cer. Una. Da. Că mai puteai să iei. Da, corect. Dacă tinerețea ar ști, dacă bătrânețea ar putea. Corect. Așa este. Echipament special pentru anumite meserii. Literă. Uniforma aia pe care o poartă, știi, când oamenii se costumează într-un fel ca să sudeze, de încă exemplu. O literă. Ca să sudeze, ca să... Costumație. Costumație. Astronautul. Care a fost strâns ca într-o menghină.
simți cum te simți, da, cum am mâna, simți cum am, a fost, a rămas în, hai, da, o literă, hai, da, o literă. Uite, dantura când ești tensionat, ai dinții. Mai dă-mi o literă, te rog. Cum sunt eu acum, strâng din dinți, am strâng din dinți. Încleștat. Ia, prinsă, încleștată. Zice încleștată. Mamă, incredibil. Foarte bine jucat, Ionuț. Mi-a plăcut. Am riscat. Ai pus totul sau nimic. Totul ai pus. Totul trebuie în viață. Ca să riști, dacă nu riști, nu câștigi. La 27 de ani, da, e bine să faci asta. Da. La 50 m-aș mai gândi, la 70 cât are Ștefan, aș da îndărăt. Da. Bravo. Dacă tinerețea ar ști. Mulțumesc, Ionuț. Felicitări pentru tot. Bravo. Avem un câștigător. Hai, Ștefane, să strâng mâna. Supraviețuitorul. Ia uite. Bravo, Ștefan. Foarte bună trotineta, Ștefan. Așa e? Am uns-o înainte, să mă asigur că va funcționa. 70 de ani, averea, 4 copii și 3 nepoți. Ai bătut pe ăștia mici de 20, de 27 de ani, de 30. Jocul greșeală așa. Uite-l. El a greșit, asta nu? Asta micul, da. Jocul greșeală așa. Și a ajutat pe mulți. Jocul cuvintelor e despre supraviețuitori. Seară bună, mulțumim. Bravo, Nașterea. Doamne.